Salutare, prieteni, și bine ați venit pe canalul Valoria Business Solutions. Sunt încântat să vă am alături într-un nou episod din seria Business Hacks. Astăzi vom discuta despre un aspect crucial al managementului: delegare. Dacă doriți să maximizați eficiența echipei voastre și să vă concentrați pe creșterea afacerii, atunci acest video este pentru voi. Nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu cele mai recente recomandări și strategii de afaceri. Rămâneți cu mine până la final pentru a afla cum să delegați cât mai eficient. 1. Identificarea punctelor forte individuale. Primul business hack este să identificăm aturile individuale ale membrilor echipei. Fiecare membru are abilități și experiențe unice. Delegarea inteligentă implică alocarea sarcinilor în funcție de expertiză. Acest lucru nu doar optimizează procesele, ci și crește motivația angajaților. Încurajați comunicarea deschisă pentru a descoperi aceste abilități și asigurați-vă că fiecare membru se simte pus în valoare când faceți delegare. 2. Definirea clară a responsabilității. Un alt aspect esențial al delegării eficiente este definirea clară a responsabilității. Fiecare membru al echipei ar trebui să înțeleagă exact ce se așteaptă de la el. Utilizați instrumente precum liste de sarcini și diagrame pentru a ilustra pe înțelesul tuturor rolurile și responsabilitățile. Această transparență reduce confuzia și previne eventualele suprapuneri sau greșeli în realizarea sarcinii. Delegarea prin delegare. Da, știu, poate suna ciudat. Vreau să spun că delegarea nu se oprește la nivelul echipei de management. Alegeți lideri în fiecare departament și încurajați-i să își aloce sarcinile la nivelul echipei lor. Acest model de delegare pe mai multe niveluri nu doar că îmbunătățește fluiditatea muncii, dar și stimulează dezvoltarea liderilor în interiorul companiei. 4. Folosirea tehnologiei pentru monitorizarea eficienței. Tehnologia joacă un rol crucial în asigurarea delegării eficiente. Utilizați instrumente de management de proiect și colaborare pentru a monitoriza progresul și pentru a asigura o comunicare fluidă. Aceste instrumente nu doar simplifică procesele, ci și cresc transparența în cadrul echipei. Și 5. Feedback constant pentru îmbunătățire. Ultimul hack este să implementați un sistem de feedback constant. Prin oferirea și primirea periodică a feedback-ului, echipele pot identifica rapid punctele slabe și să le abordeze în mod proactiv. Acest ciclu de îmbunătățire continuă consolidează încrederea și încurajează o cultură a învățării în companie. Acum, aplicați aceste business hacks pentru o delegare eficientă și o echipă productivă. Dacă vreți însă să fiți la curent cu cele mai bune recomandări și practici de business, dați subscribe la canalul nostru YouTube Valoria Business Solutions, desigur. Până data viitoare, mult succes!